the outer world, of course, which everyone is familiar. But within the human body, within the body itself, within our consciousness, there are possibilities of enhanced vision, of inspiration, of illumination. And if you go back, whether you go to the ancient Greeks or the Egyptian civilization, remember the eye that's got the amendment. Thank you. And in India particularly, we always knew that the body contained remarkable a series of chakras. Now among these chakras, one of the most interesting is the sixth chakra, the Ankhya chakra.
We'll be right back.
viață gustăm dragoste de mai multe ori. O trăim însă de mai puține. Și o simțim atât de rar. Uneori lângă suflete pereche, uneori lângă oameni îndrăgostiți, uneori lângă oameni de umplutură. Prea puternici pentru a putea trezi un sentiment și prea mici pentru a-l putea menține. Iubim oameni goi pe dinăuntru și iubim goliciunea lor din afară. Iubim, nu lipte. Începem dragostea drept, lecții învățate în diferite perioade de timp. Uneori aceste lecții sunt necesare. Doar așa îmi face diferența între iubiri false și iubiri adevărate. Doar așa am ști cum să dăm la o parte ceea ce ne provoacă durere. Până și iubirea se trăiește în doze mici și nu se descoperă toată dintr-o dată. Pentru că iubind vei da de prea mulți oameni lângă care să vrei să te o iubire utopică, doar pentru a supraviețui realității.
vei da de prea mulți oameni lângă care să vrei să fii cu asta pentru că nu suntem de prea mult.